Pentru că aici, în Moldova românească, dar și în Moldova de dincolo de Dunăre, se aplică, cred eu, cel mai bine. La modul cel mai elocvent. Cel mai dramatic, de multe ori, angajamentul meu pentru România. Care vorbește despre câteva nevoi stringente ale națiunii române și câteva priorități absolute pentru președinția pe care sper să o câștigă mult. Nu există provincie istorică a României care să fi fost trădată încă de la unirea principatelor de Bucureștiul politic, cum este Moldova românească. Mișcarea pentru dezvoltarea Moldovei, de bună dreptate, spuneam că Moldova românească, 4 milioane de cetățeni ai noștri, în zonele cele mai puțin dezvoltate ale Europei, încă plătesc tributul Unirii Principale. În niciun alt loc în România nu există atât de evidentă diferența între potențialul acestor oameni, acestor zone și realitatea de vedere.